Centrul Europe Direct Maramureș și Cet Bistrița vă invită să luați parte la evenimentul online Europa mai aproape de oameni. Dezbatere publică, Pactul Ecologic European și Agenda Digitală, organizat în 17 decembrie de la ora 13 pe platforma Zoom. Tema va fi cum ne pregătim pentru perioada următoare, ce facem pentru a pregăti economia, educația, societatea civilă, pentru a face față noilor provocări. Vor fi discuții cu experți și întreprinzători, cu reprezentanții societății civile, relativ la acțiunile la care trebuie întreprinse la nivel de comunitate locală pentru a ne pregăti pentru anul 2021, toate privite prin prisma dificultăților impuse de pandemia de COVID-19 și de criza economică, dar și posibile soluții la provocările anului următor. După înregistrare, cei interesați vor primi un mesaj de confirmare a înregistrării și linkul pentru eveniment, începând cu ora 12 și 45 de minute. Înscrierea în programul Rabla pentru electrocaznice dedicat persoanelor fizice și care ar fi trebuit să înceapă astăzi a fost amânată. Decizia a fost luată potrivit administrației Fondului pentru Mediu de teama atacurilor cibernetice și a pericolului de clonarea unor informații. Ministrul Mediului Mircea Fechet a declarat astăzi că acest lucru este inadmisibil și a cerut revocarea din funcția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu, Dan Cătălin Vatamanu. Înscrierile în program ar fi trebuit să înceapă astăzi la ora 12 pe site-ul AFM. Programul însă a fost doar amânat, nu anulat, așa că cei care sunt interesați să beneficieze de ajutor financiar pentru achiziționarea unor electrocasnice noi și mai performante decât cele pe care le-au acasă, se vor putea înregistra la o dată ultimă care va fi comunicată de autoritățile responsabile.